Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Luigi Bărăgoiu și vă invit la o ediție a emisiunii Profil de Candidat. În studioul televiziunii Cromtel, astăzi avem ca invitați pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și în același timp candidatul PNL pentru șefia Consiliului Județean Suceava și copreședintele organizației municipale PNL Rădăuți, Bogdan Login, candidat pentru primăria municipiului Rădăuți. Domnilor, bine ați venit în studioul televiziunii Cromtel. Mulțumim de invitație, mulțumim. Bine v-am găsit. Aș face, dacă cu permisiunea dumneavoastră, o precizare. Nu e copreședinte Bogdan Login, este președinte, este doar el, este președintele organizației de la Rădăuți. O decizie pe care noi am luat-o la nivel județean, candidații pentru funcțiile de primar sunt președinții organizațiilor locale. Nu există copreședinte, doar Bogdan Login este președintele organizațiile liberale de la Rădăuți. Mulțumesc pentru invitație. Dar deplinit și calitatea de copreședinte? Pe dumneavoastră v-am auzit în... Niciodată aceasta. Nu există. A fost când era alianță, când venea PDL cu PNL, atunci lăsam copreședinți. Nu, dar e pentru corecta informare. Este președinte și sper și viitor primar de Rădăuți. Mulțumesc pentru precizare și... Așadar, domnule Login, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Președinte. Nicio problemă. Și pentru că suntem la start, aș începe cu domnul președinte în exercițiu, domnul Gheorghe Flutur. Domnule președinte, sunteți la finalul unui mandat zbuciumat, aș spune eu, pentru că au fost de toate. Au fost de toate pe care dumneavoastră ați reușit să le treceți. V-aș întreba, acum, la final de mandat și la începutul unui alt mandat, aveți forța suficientă pentru a demara un nou mandat de 4 ani? Totală. Mulțumesc pentru întrebare. Am venit astăzi la Rădăuți, nu e nici prima dată, să stau de vorbă și cu rădăuțenii, dar dumneavoastră bateți cu televiziunea noastră județul Suceava și văd că și alte județe și vă felicit pentru că v-ați dezvoltat frumos. La Rădăuți sunt pentru că vreau să fiu umăr la umăr cu Bogdan Login, un tânăr pe care l-am descoperit nu de mult. Chiar îmi pare rău că nu l-am cunoscut mai de mult pe Bogdan Login, dar pe zi ce trece mă mândresc cu acest tânăr și cu acest tip de oameni, foarte energic, harnic, n-are fumuri, nu-l văd la cafele în cercuri din astea de conspirație. L-am găsit, în schimb, cu bătături în palmă, lucrează la, dau din casă acum, la pavele, borduri, ce face el în sistem privat. Și un om care știe să vorbească, nu stâlcește limba română, popular, cu foarte mult bun simț, învață repede și de echipă. Eu cred că este ceea ce așteaptă de multă vreme Rădăuțu. A venit în echipă cu mine, pentru că ne așteaptă extrem de multe lucrări și totdeauna am spus, dăm, Doamne, primarul cu care să mă potrivesc să fac ceva. Bogdan este ideal pentru Rădăuți și cred că întrebarea legată de mine, da, eu am trecut prin pandemie, n-a fost simplu, pe de o parte pentru cei care, cu care n-am putut vorbi, a fost o perioadă foarte grea, foarte mult răstălmăcită politic, dar eu chiar am avut niște probleme de sănătate. La început au fost ușoare și eu am crezut că trec. Vreo 2 luni de zile după ce am avut coronavirusul, eu n-am avut suficient aer în plămâni, trăgeam de 10 ori și mi-intra o dată. Eu am avut la viața mea o stenoză bronhică. Stenoza este o îngustare a unei bronhi. Primăvara mai eram sensibil și n-am băgat seamă. Mi-au spus specialiștii, în schimb, că s-ar putea să aibă consecințe. Și am avut niște probleme, tocmai probleme care nu mi-au dat posibilitatea nici să mă vedeți în public și nici măcar să ies să mă apăr. Drept dovadă, în acea perioadă au tăbărât foarte mulți pe mine. Eram cel mai vinovat că am avut coronavirus, că m-am testat. Nu știu ce era dacă nu mă testam și că la Suceava a fost cap de listă cu coronavirus. Uitându-mă astăzi ce se întâmplă în țară, cred că tot mai mulți oameni își dau seama că nu doar la Suceava a fost, noi am fost primii.
dar ce este azi la Argeș, la București, la Gabriela Firea și în alte zone e chiar situație grea. Am trecut peste asta, mi-a fost greu, dar familiei mai mult decât mie, pentru că m-au atacat din toate părțile. Fie m-au atacat în perioada pandemiei că am dus muncitori la lucru în Germania. Fals! N-aveam nicio treabă, dar știau că nu mă pot apăra. Era un tip din Solca, Flutur, care duce de ani de zile muncitori și spuneau că e firma mea. Ba că m-am testat peste rând. Nu, m-am dus la Direcția de Sănătate Publică, erau obligați pentru că eu coordonam acțiunile, ce ar fi însemnat să nu fac testul, că m-am dat medic. Nu, o doctoriță a bifat acolo o rubrică și nu, la mine a stâlcit la nu știu câți oameni atunci în pandemie. O medică a fost trecută brancardier și mai departe, nu vă rețin. Dar a dat bine, uite, Flutur s-a dat medic, nenorocitul, naibii, uite ce a făcut. Nu a fost așa. A ieșit doamna doctor și a spus, eu am bifat din greșeală, îmi cer scuze, dar știrea s-a dus și au fost atacuri. Astăzi, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-e bine, vreau să continuu, am foarte multă energie. Unii îmi spun, domnule, cât pumni în cap și pare ai luat, n-ar trebui să iei, să zici, lasă-i. Sunt marile proiecte pentru județul Suceava. Dacă nu mă bag eu în astea, a mai fost o experiență și știu. Suceava va avea de suferit. Vreau să intru pentru că pot și am tot ceea ce trebuie ca să dau drumul la marile proiecte pentru Suceava. Deci sunt în formă totală. Da. Ați răspuns ca un adevărat politician și mi-aduc aminte și în perioada când ați fost ministru. Ați avut și atunci unele probleme. Probleme sunt permanente. Probleme că eu sunt iubit ca politician. Când era gripa aviară, țin minte, adversare spunea de ce omoară Flutur găinile. Acum când a venit pesta porcine și era Daia ministru agriculturii, că el se lua, era cel mai vocal. Eu nu m-am luat niciodată de el, de ce a omorât 170.000 de porci. Pentru că există o lege internațională, dar dacă dă bine în campanie să te iei de cineva, dă și omoară-l. Pentru că tot m-ați primit aici, vreau să arăt rădăuțenilor și tuturor celor care ne privesc, buletinul de vot e specimen de buletin de vot, ca să știți, pentru alegerile din 27 septembrie. Uitați-vă cum arată, repet, este un specimen de buletin de vot. Deschideți poziția 2 în dreapta sus la Consiliul Județean, Gheorghe Flutur, cu săgeata, foarte ușor de găsit. Probabil va spune și Bogdan de ce-i vorba. Și atenție, este și lista de consilieri județeni, tot poziția 2, cel mai ușor de ținut minte, dreapta sus, cu Flutur Gheorghe care începe. Am vrut să arăt și asta ca să știe oamenii. Da. Vom trece la candidatul pentru primăria municipiului Rădăuț, la domnul Login, la domnul Bogdan Login. Domnule Login, vă întreb, această trecere pe care ați făcut-o, acel pas de la stânga la dreapta, a existat vreun moment după în care să vă pară rău sau credeți că ați luat decizia cea mai bună la momentul de atunci? Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Salut toți rădăuțenii. Răspunsul meu va fi în felul următor. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut mai demult pe domnul președinte Gheorghe Flutur, pentru că scuteam Rădăuțul de perioada aceasta în care a fost privat de investiții, fapt pentru care am venit de fapt la primărie, dar nu s-a întâmplat. Și trecerea mea a fost una normală, pentru că eu am fost exclus din Partidul Social Democrat. A fost dat afară până la urmă. Da, am fost dat afară până la urmă pentru convingerile mele de dreapta până. Eu, având, fiind foarte transparent, îmi exprimam părerile în permanență în partid fără nicio problemă. Doar că acest lucru a deranjat la Partidul Social Democrat și cu siguranță transparența și faptul că am spus lucrurile pe nume a dus la acest lucru. Acest lucru s-a văzut și în timp, pentru că timpul este cel mai bun arbitru până la urmă. Dar îmi pare bine că am venit în Partidul Național Liberal. Am fost invitat să fac parte din această frumoasă echipă. Avem pe domnul președinte Gheorghe Flutur, care a demonstrat încă o dată că este un model pentru politicieni prin faptul că noi trebuie să urmărim perioadele grele prin care trece un politician, nu în momentul când ești numai decât în poziții și poți accesa anumite resurse. El a demonstrat că, deși a trecut prin pandemie nedrept ce i s-a întâmplat, faptul că a avut foarte multe investiții în spate îl clasează acum din nou în primul rând în
dorința sucevenilor să-l vadă la Consiliul Județean. Vă întreb ca și pe domnul președinte, sunteți hotărât așa să porniți cu pieptul bombat la bătaie, la campanie? Eu felul meu de a fi este să fiu luptător până la capăt și un mare atu pe care consider că l-am este acela că toate problemele astea de înavuțire nu țin la mine. Niciodată se poate verifica și în declarația de avere până la urmă că totuși Bogdan Loghin a intrat cu tot ce-i trebuie în politică și a ieșit fără locuință, de exemplu, locuință care a fost pierdută din faptul că și-a neglijat afacerea. Deci încă din acel moment când am acceptat să deblochez Rădăuțiu, am făcut pasul fără frică. Deși toată lumea spunea că sunt nebun să mă bag în așa ceva. Dar cu putere, cu încredere și voință, cu sprijinul celor de la care trebuie să învățăm, mergem încrezători înainte, dar cel mai important lucru care ne dă această putere sunt oamenii. Sunt rădăuțeni pentru că vin din rândul lor și sprijinul lor față de Gheorghe Flutur și față de Bogdan Loghin și PNL în general este unul foarte mare. Dorința de schimbare se vede și se aude peste tot în Rădăuți. Da. Domnule președinte, revin la dumneavoastră. Despre mandatul care tocmai se încheie, ați povestit în condițiile în care veți câștiga un nou mandat la șefia Consiliului Județean Suceava. Cu ce va porni Gheorghe Flutur? Care va fi prioritatea numărul 0? Încep mai repede. Luni semnăm contractul pentru autostrada A7, Siret-Suceava-București. Eu am să încerc să fiu foarte direct cu Rădăuțu. Și dacă vor înțelege, și sunt convins că vor înțelege, va veni vremea dumneavoastră Rădăuțului. Unii dintre rădăuțeni mă întrebau, humorul, sigur, e Flutur de acolo, Câmpul Lungu, Dorna, ce se întâmplă, chiar Suceava. Totul este să ai omul potrivit să mișcăm niște lucruri. Și de aceea, eu nu voi putea face singur, dar simt că a venit vremea. Rădăuțenii, mă uitam venind acum, cât de inventivi sunt. Am văzut, de exemplu, construcții noi, am văzut niște hoteluri, nu le dau nume, am văzut niște chioșcuri cu o arhitectură fantastic de frumoasă, parcă ești la Viena. Însă trotuarele, legăturile încă lasă de dorit. E nevoie de omul gospodar care să închidă cercul ăsta de mânuță, să-mi ceară, să mergem, să facem. Credeți că nu la fel am făcut cu fiecare și fac, dar uneori când n-ai cu cine, se vede și eu sunt convins că rădăuțenii vor. Deci, marea fericire pentru viața mea politică este că am reușit să conving în sfârșit politicienii care decid și guvernul liberal să dăm drumul la autostrada care să lege Suceava de București și leagă Siretul Suceava de București. Semnăm tot ce înseamnă proiectare, va fi un proiect de 2,5 miliarde de euro și la vreo 14-15 kilometri de Rădăuți este ăsta. Bogdan Loghin trebuie să dea o perspectivă Rădăuțului la 15 kilometri de autostradă. Închipuiți-vă când mergi în vest, 15 kilometri de pe autostradă, e un fleac, acolo e dezvoltarea, deci aveți o perspectivă deja foarte, foarte importantă. Cu un oraș care are un inel de centură, sper să-l terminăm în acest an. Cu un oraș cu oameni care sunt nativi de dreapta, adică oamenii ăștia n-așteaptă statul să le facă, ci au inițiativă, dar trebuie puțin organizați, am o foarte mare încredere în Rădăuți. Gheorghe Flutur începe, vrea mandatul ăsta de președinte pentru marile proiecte. Am doi copii în București. Eu nu mai vreau să mă duc la ei 11 ore cu mașina și trebuie să ai 3 carnete la tine pe drum ca să, dacă vrei să ajungi mai repede. Nu e cazul, dar spun așa. După aceea, am convins guvernul și a dat ordonanța 101 și ordonanța 88 pentru ca centurile ocolitoare care urmează să fie făcute din bani europeni să fie date nouă. Humor, Câmpul Lung, Vatra Dornei, Fălticeni și Suceava, am făcut hotărâre de Consiliu, mi-am asumat preluarea organizării, astăzi am discutat înființarea unității de implementare a proiectului, 8 oameni,
până și specialist în tuneluri, pentru că pe Dorna e nevoie de două tuneluri cu centura ocolitoare la Câmpul Lung, peste Măgură, un tunel, să ne preluăm această responsabilitate. Unii spun, ești nebun, știi la ce te înhami? Știu. Așa am fost toată viața. Vreau să lăsăm în urma noastră ceva. Deci autostrada A7 și autostrada A14, care începe cu centurile, se lege Suceava de Vatra Dornei, Dej, Satu Mare, sunt marile proiecte unde vreau să pun numărul. 3. Apă canal, Rădăuțul mai are nevoie, avem un proiect cel mai mare din istoria județului Suceava, de 234 milioane de euro, semnat de noi în mandatul lui Gheorghe Flutur, cu guvernarea liberală, după ce am stat vreo câțiva ani de zile și nu ne-au dat drumul la proiect. Și aveți aici 26-27, cred că, de milioane de euro, numai Rădăuțul, extinderea, pe Toloaca de sus, de jos, multă investiție. Și are Vicovul de sus, marginea, Sucevița, numai ce mi-aduc eu aminte, 25 de puncte unde licităm acum. Ia ca o treime din populația județului Suceava va primi apă și canal numai din acest mega proiect al județului Suceava, 225.000 de locuitori ai județului. Gazul metan. Am reușit să conving guvernul să negocieze cu Uniunea Europeană să avem bani europeni pentru a duce gazul din magistrală până la Horodnic sau la marginea. Că lumea n-avea banii ăștia să facă magistrala. Și acum sunt 1 miliard de euro. Deja s-a început depunerea de proiecte. Avem 37 de primării cu studiile finalizate. Ca oamenii să înceapă să aibă gaz metan. Un alt proiect al vieții mele. Și dacă vreți, mai continui pe turism, asocierile turistice și multe altele. Cineva mi-a pus o altfel de întrebare. Câte mandate v-ar trebui ca să faceți tot? Era așa cu răutate întrebarea. Oameni buni, poate că dacă nu eram cu socrii în casă, cum am spus eu, cu PSD-ul la guvernare și eu aici la Suceava, erau mult mai multe făcute. Și așa s-au făcut multe. Dar dacă mă suflic și vin ai mei și vine login la Rădăuț, dați-vă seama că salariații de la Consiliul Județean sunt cei mai supărați, că dacă iese fluturi, vor avea noaptea mai scurtă. Adică avem treabă. Despre asta vorbesc și nu o spun în studio aici că e campanie electorală. O spun că n-am călcat în viața mea de două ori într-un loc. Asta îmi doresc și de la Bogdan și sigur va face asta, ca să lăsăm ceva în urma noastră. Dar oamenii au șansa să ne judece și după ce am făcut. Bă, auzi ce bun e de gură ăsta în studio. Dar a făcut ceva? Dacă ne ducem unde vreți dumneavoastră, până și drumul spre Măneuț și spre Frătăuți acum, județean, e făcut de noi. Mă duc pe centură acum și împingem de la spate mai mult de jumătate, împingem noi acum ca să rezolve centura. Deci, da, am foarte multe proiecte, dar nu le pot face singur. Ați amintit de centură. Sunt obligat ca să vă întreb. Au apărut tot felul de voci în ultima perioadă că ceva de genul, în condițiile în care acolo a venit fostul ministru Cook, că s-a făcut, s-a adres, a apărut fluturi și s-a bătut cu pumnul în piept. Uite, domnule, ce am făcut. Da. Știți despre ce este? Nu numai că știu. Am mai multe de spus despre asta. În primul rând, e greu de înțeles că nu știu să se exprime ăștia de la PSD. Deci, în frunte cu șefii lor, eu analfabetism mai mare decât în campania asta n-am văzut. Iertați-mă să vorbești cu unii din ăștia cu umbrela, că nu știu să vorbească cu tine, trebuie să se exprime corect. Dacă nu știu să o facă, există clase pregătitoare pentru asta. Dar, le aduc aminte, în 2012, terminam mandatul eu, Gheorghe Flutur, și era licitată centura Rădăuțiului cu același câștigător, Umbrărescu, de la Bacău. Nu s-a făcut nimic 6 ani. Dragi rădăuțeni, din 2012 până în 2018, ați postit 6 ani. Nu s-a dat un leu. Au venit de gura mea, țipam, am luat lopata pe centura Sucevei. Venea Cuc ăla, care e din Giurgiu și cânta prin Moldova pe aici, venea și spunea, dar ce caută Flutur pe naționale? Domnule Cuc, nu știu, acum candidează și pune ouăle la neamț în cuib. Foarte bine. Dar Gheorghe Flutur a muncit. Dacă vă aduceți aminte, în 2016 am adus asfaltul din Suceava până la Milișăuți. Era încă Cioloș premier. O pleca Cioloș, s-a oprit asfaltul. Cu greu a venit încoace. De la Palma până la Sucevița, dincoace de primărie, l-am adus tot noi, tot atunci. Sigur că lor le era ciudă, dar de ce au oprit 6 ani de zile centura Rădăuțul, trebuia să fie gata?
au fost, au făcut ceva pe centură, nu neagă nimeni. Dar de ce trebuie să fie invidioși dacă noi continuăm? Pentru că ei au lăsat jumătate nefinanțată. O trebuie să o treacă Ludovic Orban centura pe fonduri europene. Între timp s-o scumpi bitumul, s-o scumpi mâna de lucru, că au crescut salariile la firmele de construcții și au trecut pe banii europene, au mărit valoarea centurii cu vreo 10 milioane de euro. Ei, această diferență o decontăm noi acum, guvernul liberal în care îi dau cu pietre. Adică eu ce să fac? Că mi-a trimis o vioară pe centură când am venit cu Ludovic Orban acolo, ca să creeze altă impresie. Să stau și să fac statui cuiva? Nu, împingem de la spate ca să termine în acest an. Problema nu este cine să concurează și cine să pozează cu ursul. Au făcut și ei, dar trebuie să accepte că 6 ani de zile au blocat Rădăuțiu. Venim noi și continuăm, dar aici au fost discuții, sensuri legiratorii, că nu e simplu. Doar dacă vii la cravată și în papuși de lac e una, și dacă vii să vezi cum este cu volovățul giratoriu, cum este cu horotnicul de sus. Eu acum mă duc, discut cu domnul Login și cu primarul Luță, un primar de toată isprava de la Horodnic, parcul industrial, că trebuie să fie în centură, în buza centurii. Rădăuțul nu prea are terenul, văd că are horodnicul. Faceți-mă un parc de 10 hectare să dea drumul firmele să se desfășoare, să scoatem traficul greu din Rădăuț. Asta este gândirea noastră. E normal, domnul meu, eu am trăit din astea. Când mergeam la televiziuni, le tăia pe sate cablu ca să nu apară fluturi la televizor, că știa că au o problemă cu mine, că eu le spun directe. Și mă lupt cu 10 odată de-a lor, dar important e să lăsăm ceva în urmă. Bine, spuneți. Domnule Login, v-aș întreba. Dumneavoastră ați condus acest municipiu, ați fost viceprimar, ați avut atribuții de primar. Dacă Bogdan Login pe 28 septembrie va ajunge pe scaunul primarului, unde ați mai stat? După un tur de orizont așa prin municipiu, cu ce ați începe? Bogdan Login ar începe în primul rând prin restructurarea primăriei, într-un mod prin care să creștem calitatea serviciilor în această instituție, pentru că din acest punct de vedere suferă foarte mult imaginea primăriei. Și nu este din vina tuturor funcționarilor, sunt anumite probleme care trebuie îndreptate și vor fi îndreptate pentru a putea accesa fonduri, pentru a putea avea o relație corectă față de cetățenii municipiului Rădăuți și mai ales față de factorii economici, care nu de puține ori i-am văzut la ușile anumitor compartimente așteptând un certificat de urbanism sau o autorizație, sau rădăuțenii știu mai bine despre ce vorbesc, inclusiv la certificate fiscale și așa mai departe. Dar din punct de vedere al infrastructurii, Rădăuțul suferă foarte mult. Și din acest punct de vedere trebuie să deblocăm și să accelerăm orice proiect. Am și în proiectul meu de campanie și spun asta pentru că sunt foarte multe proiecte aflate în desfășurare, dar care sunt blocate în momentul de față. Ăsta este unul din punctele care m-au făcut să iau atitudine față de actualul primar și eu când vorbesc pe cifre și vorbesc pe fapte concrete. Și aici am situația în care, vă spun sincer, eu mă așteptam ca actualul primar să mai acceseze cel puțin 2 PNDL-uri în ceea ce privește drumurile și infrastructura rutieră, practic, dar a accesat unul singur. Iar din acest singur proiect pe PNDL, uitați-vă, de exemplu, școala 6 Obor, pe care toți o așteptăm de atâta timp și unde vrem să dezvoltăm învățământul dual pentru a putea crea forță de muncă care să genereze în continuare dezvoltare prin parcurile industriale care vrem să le facem. Este în curs, este în execuție. Deci de atâta timp m-am interesat, a fost o firmă câștigătoare, a dat în supraantrepriză altei firme și în afară să verifice niște prize prin pereți acolo, nu s-a mai făcut nimic și nu mai eu știu cât este de muncă acolo. La fel, extinderea de la școala gimnazială Mihai Eminescu, în execuție. La fel, nu este finalizată. Grădinița Prichindelu, am spus-o de atâtea ori. Deci sunt 2 ani de când au început lucrările acolo, da? Și tot nu este finalizată. Și acolo este o problemă foarte mare, pentru că acel proiect a luat naștere în momentul în care ISU ne-a impus anumite măsuri, cum ar fi scara exterioară de incendiu pentru copii.
Acolo nici nu vreau să mă gândesc, ferească Dumnezeu, în caz de incendiu ce se întâmplă. Deci sunt niște lucruri care nu trebuie să te joci cu ele și să apeși accelerația la maxim. Într-adevăr, s-au finalizat reabilitările termice la două grădiniți, dar astea au fost cele mai mici lucrările cu cele mai mici valori. De asemenea, ca să vorbesc concret, pentru că rădăuțenii s-au săturat de foarte multă vorbă fără nuanță și fără ceva concret. Vreau să spun că sunt foarte multe hotărâri de Consiliul Local, eu le-am extrase pentru că eu lucrez documentat și le-am aici, în care am apăsat accelerația la maxim în perioada când am deblocat în acel moment orașul. Și credeți-mă, nu pot să-mi dau seama cum sau de ce s-a mers cu frâna de mână trasă atât timp cât a fost guvern PSD, administrație PSD și a avut tot sprijinul actualul primar și în 8 luni am putut face atâtea lucruri și vă dau câteva exemple, da? Pentru că, după cum am spus, le am aici pe toate. Nu le mai dau cu numărul hotărârii de Consiliu Local, dar aș vrea să enumer câteva din ele. Statuia lui Bogdan I, da? Tot ce înseamnă asfalt în zona centrală și acum vreau să enumăr câteva străzi. Intrarea în Rădăuți prin calea Bucovinei, Piața Unirii, tronson 1, 2 și 3, Eudoxiu Hurmuzachi, Ștefan cel Mare până la școala Regina Elisabeta, strada 1 Mai, strada Putnei și aș vrea încă o dată, pentru că domnul primar va mai ajunge la dumneavoastră în emisiune și v-am prezentat documentul înainte pentru a fi foarte corecți, să știe și rădăuțenii, contractul pentru aceste străzi este aici. Semnătura mea este jos, ea poate fi oricând verificată pentru a fi corecți până la urmă. Ce pot să spun? În afară de aceste obiective majore care au fost finalizate și semnate de mine, acest proiect, apropo, pe 15.06 a fost semnat asta cu drumurile, mai este Piața Obor, da? Care, din păcate, ce am făcut eu, atât a rămas. Nu s-a mai dezvoltat absolut deloc pentru că nu s-a mai vrut a încasa în modul cum am încasat noi biletele pentru a avea finanțare proprie acolo. A fost la blocul medicilor rezidenți împrejmuirea și parcarea. A fost strada Grănicelului prelungire asfaltată, tot în acelea 8 luni. A fost trotuarul de pe calea Cernăuț, trotuarul de pe strada Petru Rareș. La grădina zoologică, țin minte, venea DSP-ul și ne amenința în fiecare săptămână că nu erau bazinele respective pentru animale. Deci sunt foarte, foarte... Parcarea, nici nu mai spun, locuri de parcare, sute de locuri de parcare la Alea Primăverii, zona Buturugă și așa mai departe. Deci, efectiv, nu am avut timp să respir în acea perioadă și din ce am vorbit cu toți rădăuțenii, abia așteaptă acel suflu nou în care cu adevărat s-a simțit o schimbare în bine a rădăuțenilor. Vom vedea după 27 septembrie, dar apropo de suflu, vom face și noi o pauză ca să ne tragem sufletul din motive de publicitate. Revenim! Când mergeam, de exemplu, să număr oile, știți când fac viceprimarii, îți dă sarcină primarul, du-te și numără oile. La final îmi spunea, domnul viceprimar, știți, am lăsat o bucățică de caș în mașină și am spus, dacă lăsați o bucățică de caș în mașină, eu merg pe jos. În România nu se poate. Dacă ești în politică, neapărat trebuie să fii corupt. De multe ori aud expresia, vreau o țară ca afară, dar în momentul ăla arunc țigara exact în spațiu verde care este întreținut cu bani publici. Bani care vin tot din buzunarul nostru. Nu, totul ține de noi. Vine la să-ți lasă ciocolată. Pentru ce să-mi lasă ciocolată? El nu se gândește că ăsta e factorul care generează corupția? Dar trebuie să-i făcut așa o urnă la intrare în primărie. Ciocolată? Aici donați. Când se adună, mergi frumos la oameni care au nevoie cu adevărat. E ok. Corupția, șpaga care mă uripilează, pur și simplu. Totul depinde de noi, prin puterea exemplului. Asta ar trebui să ne călăuzească până la urmă. Reparam o fântână arteziană, de exemplu. Cum ați făcut acel domnule? Credeți-mă, mi-este rușine să spun, pentru că ea a fost de foarte mult timp acolo. Acum să ne lăudăm că dăm cu var, cum spunem noi, chiar nu-mi stă în caracter. O
consider că un primar, dacă vine, nu trebuie să fie identificat că a făcut curat, a dat cu var și copaci, cum se dau la noi de ceva timp. El trebuie să se identifice cu proiecte mari, care să spună, da, domnule, acel primar ne-a rezolvat acea problemă. Dacă am reușit să fac ceva în acele opune, este că în secunda 2, când am intrat în biroul primarului, am lăsat haina de politician în cui. Voi face totul la maxim pentru a schimba fața municipiului Rădăuț. Chiar îmi doresc să continui aceste lucrări, pentru că la mine nu merge cu merge și așa. Viitorul nu este a noastră, este a copiilor noștri, care se vor uita în ultimul nostru și ne vor întreba, ok, bun, ai avut probabil ultimul tip de mașină, ai avut cea mai tare vilă, bun, ce a rămas după tine? Am revenit în studio, vă reamintesc, suntem la emisiunea Profil de Candidat, iar invitații de astăzi sunt președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și în același timp candidatul PNL pentru șefia Consiliului Județean și președintele Organizației Municipale PNL Rădăuț, Bogdan Loghin, candidat pentru fotoliul de primar la Rădăuț. Domnule președinte, revin la dumneavoastră. Ați amintit turismul ca una dintre prioritățile noastre și tot dumneavoastră spuneați mai devreme că se vor face, se vor moderniza. Eu v-aș adresa o întrebare care vine de aici, din Rădăuț, de fapt din zona Rădăuț. Se discută că președintele Flutur a avut un feeling aparte, ca să mă exprim și eu mai modern, față de zona Humor, Câmpul Lung, Dorna. Zona Sucevița, până mai... Da. Contraziceți-mă. Păi v-am contrazis în prima parte a emisiunii, pentru că aici e vorba și de, da, este vorba și de să vrea și Grivei, ca să vorbesc așa. Adică mă refer la edil, pentru că haideți cu mine la Putna să vedeți ce a făcut Coroamă și noi ne-am implicat total, inclusiv asfaltarea drumului. În 2016, tronsonul de la Vicovu de jos până în Putna a fost făcut la solicitarea expresă a mea. Sucevița, v-am vorbit de asfaltarea care vine de la Palma. Da. După aceea, noi avem în județul Suceava trei orașe și municipii stațiuni turistice de interes național. Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovenesc și Gura Humorului. Pentru că sunt stațiuni turistice, de aceea vorbim mai mult despre asta. Nu înseamnă și că... am vorbit de orașe. Corect. Și municipii. Scuzați. Pentru că cele trei s-au asociat într-o singură stațiune ca să beneficieze, de exemplu, de tren, transport cu trenul Suceava-Vatra-Dornei pe această rută, probabil că la asta v-ați referit dumneavoastră. Sună și foarte bine și vii în Bucovina să faci turism cu un tichet de vacanță, te sui în tren, te dai în Humor dacă îți face cu ochiul și stai două zile, te duci la schi sau la Voroneț sau unde vrei, mergi la Câmpul Lung sau la Dorna. Același lucru trebuie să facem și pe ruta asta, dar am nevoie de Bogdan Loghin. Pentru că ei trebuie să scoată traficul greu din oraș, asta o facem cu centura, după care Rădăuțul trebuie să devină nod spre Sucevița și spre Putna să interacționeze cu aceste lucruri. Deci dumneavoastră aveți un avantaj uriaș care trebuie pus în valoare. Gheorghe Flutur a asfaltat drumul la Ulma până în graniță. Acum pregătim Valea Brodinii ca să ieșim la izvoarele Sucevei pe program european. Deci tot ce înseamnă circuite care vor veni spre Rădăuț pot merge roată spre Câmpul Lung Moldovenesc. Încercăm să intrați într-un circuit din acesta ca să treacă pe aici și să meargă mai departe. După aceea, eu vă aduc aminte numai mănăstirile din această zonă, că în 2016 s-a semnat și la Bogdana cu două proiecte europene, eram președinte la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, și la Sucevița și acum au fonduri de la Ministerul Culturii, și la Putna. Eu vorbesc numai de ctitoriile mari din această zonă. Mie mi s-a mai întâmplat în viață cu Iașu. Iașu privește Bucovina și Suceava, de-aia în pandemie unii de acolo râdeau în colțul gurii, că aveau invidie pe Suceava și pe mine în primul rând. Domnule, Flutur ne ia banii de pe aeroport. Nu le luam niciun ban, dar depusesem primii proiectul. Dar apărea chestia asta.
Flutur a început drumul axial mai repede decât nu știu ce. Apărea în presa de Iași. Nu știu mai ce altceva. Și s-a creat la un moment dat acest curent. Ce să fac eu dacă, de exemplu, primarul Ursaciuc de la Gura Humorului a accesat 15 milioane de euro, bani europeni, că asta îi spun lui Bogdan Loghin, și a făcut turnul pe opcina... Nu m-am dus eu să cu chestia asta. Turnul ăla panoramic care este fantastic. Sau Câmpul Lungu, Mihăiță Negură, sau la Dorna, pentru că mă surprinde ceva. Primarul Ilie Boancheș, liberal de la Dorna, are 16 proiecte pe bani europeni. Numai unul dintre ele are vreo 30 de străzi care le asfaltează în Vatra Dornei. Aici trebuie să se vadă. Eu tratez egal, de aia spun, vreau un argint viu care să se miște și dacă li se pare cuiva că e rămas în urmă rădăuțul, tragem tare, că e vremea lui acum. Despre asta e vorba. Domnule Loghin, vis-a-vis de punctul dumneavoastră față de accesarea fondurilor europene. Ce credeți? Cum ar fi de făcut? Unde ar trebui de lucrat? Pentru că știm care este realitatea de acum. Da, păi este chiar punctul 2 din programul meu și am spus că aici trebuie maximă atenție și disponibilitate pentru accesarea tuturor tipurilor de fonduri. Dar fondurile europene sunt cele care ne vor aduce la un alt nivel. Un nivel la care mulți nici nu-și dau seama că vom ajunge, pentru că atât de dezamăgiți sunt rădăuțenii, nu vă spun, din rândul lor vin, pentru că suntem în plină campanie și parcă lumea nu mai crede. Nu mai crede, dar le-am explicat foarte clar că când ai o concepție că nu accesezi fonduri europene, că poți să ajungi în altă parte prin sifonarea banilor, normal că nu este în regulă. Dar trebuie să avem o gândire europeană transparentă, cum am demonstrat de atâtea ori, și să mergem mai departe. Bineînțeles că fondurile europene se pot accesa pentru foarte multe domenii, chiar și al turismului despre care a făcut referire domnul președinte, dar în special pentru aceste utilități care lipsesc rădăuțenilor și a infrastructurii pietonale, rutiere, a iluminatului public și așa mai departe. Este într-adevăr complicat, într-adevăr, și recunosc, dar cu siguranță va veni aici domnul actual primar și va spune că am fost în echipa de a accesa fonduri europene și așa mai departe. Da, am fost și împreună cu compartimentul de specialitate am adus tot ce au cerut consultanții care au venit la primărie. Și vă spun sincer, am lucrat foarte mult pentru iluminatul public, de exemplu. Toată documentația este la mine în calculator, pentru că eu m-am ocupat de acele străzi, de dezvoltarea iluminatului public pe strada Calea Cernuț și Bogdan Vodă pentru a fi mai eligibili. Vi le spun pentru că am lucrat ele și le știu din cap. La fel cum am lucrat pentru GAL. Într-adevăr, m-am ocupat împreună cu Florin Preda și cu Radu Munteanu pentru accesarea acestui GAL și mi-am dat toată silința pentru a fi documentația depusă în regulă. Și este depusă în regulă. Acum există și atributul primarului, pentru că nu primarul este cel care depune documentația, primarul este cel care aduce fondurile până la urmă cu ajutorul viceprimarului. Numai că, din păcate, există o problemă aici și chiar am să vă rog să-i aduceți aminte, pentru că o să vă las documentul, inclusiv cu acest GAL cu care defilează domnul primar, pentru că alte proiecte nu are cu ce să vină în fața rădăuțenilor. Și este aici o adresă pe care v-am prezentat-o, în care este scris foarte clar unde trebuie să fie depusă documentația, adică Ministerul Fondurilor Europene. Ori în momentul în care a ajuns domnul primar, a tăiat cu pixul, pentru că el știa că trebuie la AFIR, adică la sate și comune. A tăiat, a semnat, a pus ștampila și ne-a făcut de râs, ajungând la șeful instituției, unde a scris redirecționare urgent către Ministerul Fondurilor Europene. Din păcate, acesta este nivelul și nu vreau să vă spun că un an de zile au râs cei de la Ministerul Fondurilor Europene de rădăuți. În acest mod, credeți-mă, nu putem accesa absolut niciun fond și rădăuțul va fi blocat pentru totdeauna, pentru că bugetul și excedentul de care s-a bucurat până acum actualul primar nu mai există. Deci prioritatea numărul 0 fondurilor europene. Spune, doamna. Aș vrea ceva să spun pe banii ăștia europeni. Și vreau să vorbesc cu rădăuțenii. Chiar dacă e greu, e pandemie, România are o oportunitate uriașă acum, 80 de miliarde de euro în următorul exercițiu de 7 ani, e o căruță de bani. Cum credeți că au venit banii ăștia?
prin negocieri, prin puterea lui Klaus Iohannis, în primul rând, de convingere a principalilor finanțatori. Când vorbești cu Germania și Franța, tu, în primul rând, trebuie să știi o limbă străină, nu trebuie să vorbești cu mâinile. Hochdeutsch. Hochdeutsch, ia. Dar, sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Putem face o emisiune în limba germană. Da. Dar, eu vreau să spun altceva aici. Eu vreau să spun că trebuie să crezi. Și dacă tu nu crezi, să ai bunul simț, să pui unul care să se ocupe de fond, să înțeleagă mecanismul fondurilor europene. Acum, am văzut niște declarații și am vorbit cu Bogdan Loghin, atenție la astfel de declarații, că vrem să ieșim din nu știu ce asociații județene de apă și canal, ca și că România ar vrea să iasă din Uniunea Europeană. Adică, în exercițiu Rădăuțiu, ca să înțeleagă rădăuțenii, Rădăuțiu a fost poate cel mai reticent la a aduce banii europeni, în special pentru serviciile astea, apă, canal și așa mai departe. Abia în exercițiu, în mandatul, primul mandat al meu, 2008-2012, pe un program mare, POSU, Programul Operațional Sectorial de Mediu, s-au adus, din câte știu eu, vreo 20 ceva de milioane de euro de s-o tras apă în multe zone, pentru că avea sub 50% apă și canalizare Rădăuțu. Ăia-s banii europeni. Acei bani ai tras pentru că tu ești într-o organizație județeană cum ți-a cerut proiectul. Acum vin alții 19 sau 20 de milioane de euro să extindem pe Toloacă. Aveți etapa fel de fel doua, de da. Etapa a doua de canalizări, care au, zone care au rămas în urmă. Eu când am auzit că vor să iasă din Asociația Județeană de Apă și Canal, sigur că e un fel de nostalgie a Uniunii Sovietice asta. Adică, știți cum e asta? Dar de ce să respect eu niște reguli a finanțatorului? Îți vreo 45 de milioane de euro. Dacă ieși, ieși. Dar spune rădăuțenilor că trebuie să dai bani înapoi. Că tu ai intrat pentru că a fost o motivație, a fost ceva impus de proiect. Cum poți să spui că ieși doar pentru că nu-ți plac ție niște calcule la societatea asta de la Rădău sub formă de CAP, cred că este singura nostalgică care a mai rămas așa. Oameni buni, ajutați-i să intre în economie de piață. Puteți să aveți 3 entități care vă furnizează apă, canal, să concurează între ele și cine dă mai ieftin la ala te racordez. Noi ținem niște colhozuri, pentru că eu nu mă mir de omul de aici. Eu m-am uitat la șeful lui de la Suceava, mi-a spus cineva azi, nu-și scrie el articole, că nu se pricepe, îi le scrie cineva. Îl atacau pe Timmerman, vicepreședintele Comisiei Europene, când îi certa pe PSD-iști, dacă țineți minte, cu statul de drept. Ce vin ăștia să ne facă nouă ordine la noi în casă? Adică, banii europeni sunt buni, dar regulile europene nu sunt bune. Dacă spune cineva, bă, te primesc în casă, dar sara spalte pe picioare. Nu, că eu n-am fost învățat așa. Păi atunci nu te primesc în casă. Cam aici suntem noi. Iertați-mi, comparațiile plastice sunt foarte direct, dar dacă așa s-au comportat cu apa și canalul, păi Bogdan Loghin are atâta treabă. Uitați-vă, m-am dus cu primarul de Dorna. Acum negociem proiecte pentru fațadele clădirilor vechi, să le recondiționăm. Vă duc la Câmpul Lung Moldovenesc să vedeți ce a făcut din vechea prefectură primarul Mihăiță Negură, primarul liberal. Superbă! Sunt bani, dar trebuie să te duci să negociezi, să ceri aceste lucruri. Sau zone de agrement, pentru că duceți lipsă de zone de agrement, Rădăuțu. Hai să vedem pe ce suntem eligibili. De ce ați întârziat cu sala de sport și cu documentațiile? Alții cheltuiau banii ăștia de mult. Vreau să... Eu îi dau sfat, prietene, trebuie să-și facă unitate de elită experți în programe europene, că veți fi în concurență cu toate orașele. Uitați-vă la Popoiu, la Siret. Vrea să-și acum școală de meserii, învățământ dual, dar pe modelul german, nu pe modelul că am un prieten profesor care o preda socialist științific și la pensie și se plictisește. Hai să-i fac o clasă de profesională. Și dar nu predă nimic, că el nu a lucrat în producție. Nu. Venim noi și facem la Siret acum, Eger și Schweighofer vor să facă învățământ de meserii, electricieni și mecanici. Cine-s profesori? Cei care lucră în fabrică, maiștri din fabrică. Oameni buni, dacă vrem și noi am fost cândva sub civilizația austriacă vreo 145 de ani, trebuie să vedem partea bună a lucrului. Ei ne-au învățat administrare, ei ne-au învățat cinste, chiar dacă au fost duri și în istorie să știe și asta,
Dar civilizația asta ne-a făcut că noi bucovinenii să fim altceva decât ceilalți. Dacă avem curajul să recunoaștem asta, o țâră de disciplină nemțească ne-ar trebui acum și pe la servicii comunale și la primăria de la Rădăuț. Domnule Roghin, mă gândeam la ce spunea domnul președinte Adineauri. Dacă aș spune două cuvinte, hipodrom și hergherie, apropo de timp liber, de mijloace, de atracții, până la urmă, pentru turism, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, ce ați putea face aici sau ce ați intenționa să faceți? Aș intenționa să legăm, în primul rând, eu am mai spus-o public, văd o hergelie dusă la un hipodrom, dus la un alt nivel cu niște investiții făcute acolo ca să atragă în adevăratul sens al cuvântului doritorii pentru această activitate. Aș lega în timpul weekendului acest hipodrom de statuia lui Bogdan I și aș transforma întreg Ștefan cel Mare într-o zonă de promenadă până la urmă, repet, doar pe timpul weekendului, iar în imediat apropierea Mănăstirii Bogdana, pe parcursul slujbei să fie deschis. Dar în rest, în cursul weekendului să fie această zonă de promenadă. Am vorbit cu foarte mulți rădăuțeni. Unii îmi spuneau, domnule, așa ceva nu se poate. I-am explicat în viziunea mea niște trăsuri, niște mimi, niște oameni de aia pe picioarange. Am vorbit chiar cu domnul director Foc. A zis, domnule, începe să-i pregătești oamenii respectivi pentru că vrem să dăm drumul la așa ceva. Într-adevăr, Hegelia Rădăuți este în subordinea Romsilva București, din ce cunosc eu, dar cu sprijinul domnului președinte, cu siguranță se va putea dezvolta ceva frumos acolo. Dar aș vrea să fac referire și la ceva, ca să nu trec mai departe, referitor la serviciile comunale. Într-adevăr, se va încerca în următoarea perioadă a se organiza un referendum de către actualul primar, un referendum populist, pentru că a explicat foarte bine domnul președinte de ce nu se poate ieși așa de ușor, atât de ușor din această asociație. Și să fie foarte atenți pentru că efectiv nu sunt resurse nici financiare, pentru că noi ca să putem ieși în această asociație să plătim undeva la 20 de milioane de euro, așa sunt clauzele și asta înseamnă undeva bugetul pe dezvoltare în următorii 15 ani a Rădăuțului. Deci ăsta este alt motiv pentru care nu poate fi plauzibil acest aspect. Dar un lucru care mă doare și rădăuțenii poate au observat, mai ales în ultima ședință de Consiliu Local, în loc să se facă ședințe extraordinare pentru a rezolva situația școlilor, pentru că îndată începe anul școlar, vin copiii și eu am semnale din aproape toate unitățile de învățământ că nu există destul dezinfectant, săpun și așa mai departe. Deci lumea țipă din această cauză, că vă dați seama, în momentul în care vin atâția copii la un loc, trebuie să le asigur tot cadrul necesar și normal de desfășurarea activității și acolo sunt anumite probleme, deci primăria nu s-a aplicat asupra acestui aspect, dar s-a aplicat asupra aspectului de a-și pune în Consiliul de Administrație persoanele care să-i ofere domnului primar în momentul în care părăsește, dacă părăsește această funcție, confortul necesar la servicii comunale. Servicii comunale care, după cum știți, au rămas ca nevoi mediu și chiar este o emblemă cu care nimeni nu este fericit. Ceva aș vrea doar pe scurt să intervin. Până la urmă, banii europeni care ți dă Uniunea Europeană, ți dă să te modernizezi. Ce vreau eu să înțeleagă bine rădăuțeni? Cu cât vor fi mai mulți înțepați la apă, canal și gaz, cu atât prețul pe metru cub va fi mai mic. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm la schema salariaților care împart apa și canalul. Dacă ea e stufoasă, trebuie să-i ții și pe ea. Deci, cu cât ești într-o organizație mai mare și se împarte la mai mulți, costul ar trebui să se reducă. Deci, după următorul program, care înseamnă și Rădăuțul să intre, normal, prețurile vor scădea acum, cum stau lucrurile și probabil și din cauza faptului că este acest monopol la Rădăuț, încă sunt încărcate. Dar eu n-am văzut om să gândească, știți cum e asta? Eram ministru agriculturii și au venit niște olteni de la Dăbuleni la mine și au zis, domnul Flutur, vreau să închid podul peste Dunăre, domnule. Păi de acum, că acum l-am făcut, de ce să-l închidem? Și vin ăștia din Bulgaria și vând zarzavaturile ieftin.
Și ce e rău că le vând ieftin? Nu le puteau ai noștri vinde scump. Cam așa vor unii de aici. Hai să închidem grani, să putem vinde scump. Nu! Trebuie să ne ducem în concurență în economia de piață, să mergem mai departe. Hipodromul și cu Herghelia. Nu vreau să fiu rău. PSD-ul în 30 de ani doar a împărțit bucăți, că vorbim din fabrici și din altceva, și și-au creat mini-hergheliile lor. Romsilva și le-am cerut în mod explicit și premierului i-am spus, nu trebuie să rămână stat în stat. Ai cabane de vânătoare, ai herghelii, fă-ți un serviciu de parteneriat cu primăria și pune-o la dispoziție, domnule director sau șef de ocol, nu cu circuit închis. Știu bine ce spun și acum a venit vremea și văd că încep să se deștept. Herghelia de la Lucina, de exemplu. Haideți să o modernizăm, să o bag în circuit, în parteneriat. Dacă nu vor face Romsilva, se vor dezvolta privați și vor face. Dar hipodromul va trebui să se lupte din răsputeri. Și eu nu cred că Romsilva trebuie să se ocupe de planta copaci. Ci hipodromul trebuie să fie o zonă unde să vină oamenii la pariuri, să se simtă bine. Era o cultură în vremea Imperiului când veneai. Acolo erau taifasuri, erau discuții, era acel rădăuț de altă dată. Asta îi cer eu lui Bogdan Loghin. În parteneriat, numai că eu trebuie să apăs și la regie la București să se deschidă prea așa, nu să facă garduri de 3 metri și să vină numai ștabii aici, ci trebuie să vină oricine vrea să se relaxeze într-o astfel de herghelie. Asta cred că trebuie să fie viziunea, dar trebuie să fie cineva care să aibă curajul să convingă și de la București încoace să spargă poșghița asta care este, din păcat. Așa ar trebui. Mai avem la dispoziție aproximativ 3 minute. De aceea, v-aș ruga pentru final un mesaj de la domnul președinte și un mesaj de la domnul Loghe. Ce pot să spun? Eu vreau să mulțumesc, Cromtel, că m-ați invitat, să îi rog pe rădăuțeni să păstreze regulile. În primul rând, noi ne vom ține să le păstrăm pentru a limita această pandemie. Noi am început să intrăm pe o linie normală, județul, contează mult. Să le mulțumesc pentru înțelegere, să se gândească bine pentru 27 septembrie, să meargă la vot. Eu le cer cu respect și prețuire un vot pentru mine ca președinte al Consiliului Județean Suceava, pentru proiecte pentru dezvoltarea zonei, pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, în parteneriat cu primăriile și pentru un respect mai mare față de cetățeni. Țineți cu Bucovina, țineți cu Suceava, că n-o s-o facă alții. Mă aveți ca lider, puneți-mă la treabă. Domnule Loghin. Mulțumesc și nu pot să spun rădăuțenilor decât că mă încarc în fiecare zi în care mă întâlnesc cu dumnealor și ne transmit acest gând de bine, de schimbare. Ne transmit acest gând de bine atât nouă echipei de la Rădăuți, cât și echipei de la Suceava, condusă de domnul președinte Gheorghe Flutur. Ceea ce vreau să spun este că îmi doresc foarte mult ca atenția lor să se îndrepte în direcția noastră în ziua votului și poate ar fi timpul ca un copil al Rădăuțului, în speță Bogdan Loghin, să ajungă să conducă destinele acestui municipiu înspre dezvoltarea lui. Domnilor, vă mulțumesc mult, atât pentru astăzi. Punem punct final emisiunii. Eu sunt Luigi Bărăgoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.